Pace vouă. Ieri dimineața am avut un timp binecuvântat în părtășie, în rugăciune cu Domnul și în timp ce mă rugam s-a arătat în vedenie cum suflete, prin puterea rugăciunii, a mijlocirii, ajungeau în prezența Tatălui. Și arătându-se tronul, l-am văzut pe Tatăl ridicat de pe tron și oarecum era întrebarea aceasta, ce se petrece? Și am auzit o voce, acum se face încoronarea. În mulțimea aceea a sufletelor, prin puterea rugăciunii care ajungeau în prezența Tatălui, la nivelul Duhului, în momentele respective, vedeam cum se face încoronarea a sufletelor, unul după altul, unul după altul. Și în momentul în care am ajuns în fața tronului, s-a făcut încoronarea. Și în fracțiunea aceea de secundă m-am gândit, acum încoronarea? Adică pentru ce? Și după ce am ajuns în fața tronului și s-a așezat acea aură strălucitoare deasupra capului, mi s-a răspuns și a zis, ți s-a spus? Ți s-a arătat despre vremea aceasta, dar acum este vremea în care tu și cei din casa ta și cei pe care știi și îi cunoști să le spui că este vremea ca să ceară încoronarea din partea mea. Și aceasta se face prin această aură strălucitoare pe care vă las deasupra capului vostru ca să vă păstreze mintea întreagă și să vă păstreze trupurile întreși și nevătămate pentru vremurile grele care stă să vină. În momentele următoare, mulți luau așa cuvintele acestea oarecum în derâdere, ce încoronare, că doar nu-i nevoie de încoronare în vremuri ca acestea, că doar nu suntem noi fii și fiice de rege și de împărat. Dar se aducea o lămurire și mai clară și zicea și spunea Duhul Sfânt, încă o dată repetat, mulți vor lua în derâdere lucrarea aceasta și vor spune că nu este nevoie de ea, că ce este acum și cu cuvântul acesta în coronare. Dar aura strălucitoare la fiecare în parte, când era pusă de însuși Tatăl, prin puterea rugăciunii, era așa o pace, o liniște și o siguranță a tot ceea ce se vedea, a tot ceea ce se auzea, a tot ceea ce se privea. Era siguranța aceea că Domnul este în control. Iar descoperirea despre vremurile de pe urmă pe care am avut-o în urmă cu 7 ani de zile, despre vremurile grele, despre vremurile de pe urmă. Și atunci se arătase în descoperirea aceea că era o tulburare atât de mare, să răpea pacea de pe pământ și eu spuneam în mod repetat în acea descoperire, Doamne, dar nu o să rezistăm în vremuri ca și acelea. Și atunci mi-a zis, privește. Și când am privit, am văzut tot globul pământesc și oamenii cum erau un forfotă mare. Dar cei care erau copiii Domnului aveau acea aură strălucitoare deasupra capului. Și atunci s-a spus așa, aceasta vă protejează mintea și vă ține mintea întreagă și sănătoasă și trupurile întregi și nevătămate ca să puteți rezista în vremi ca și acelea. Și a mai spus Duhul Sfânt că așa cum unii se pregătesc ca armate fizic, El este Cel care ne pregătește și ne învrednicește spiritual ca bătălia aceasta care stă ca să vină din punct de vedere spiritual să nu ne găsească neînarmați. Așa că spuneți și voi mai departe copiilor celor dragi vouă ca lucrarea aceasta să o ceară din mâna Tatălui prin puterea rugăciunii. Și a zis Duhul Sfânt,
Lucrarea aceasta au parte de a toți cei care o cer. În timpul rugăciunii se face încoronarea cu aura de protecție pe care o pune Tatăl și o lasă deasupra capetelor voastre. Amin.